Eu sunt cel mai bun om de pe pământ, dar atâta timp cât nu mă calci pe coadă, știi? În momentul ăla mă cam transform, așa. Poate că și de asta, așa cum le-am spus și celorlalți în campania asta cu MeToo, probabil că lucrurile astea se întâmplă și la oameni la care ai senzația că poți avea acces mai ușor, știi? Sau oameni care sunt vulnerabili. Eu nu prea sunt vulnerabil, adică... Da, ești vizată. Păi sunt vizată, dar e cam greu să o încerci cu mine, că iese nasol tare. Publică. Mai dură, așa, mai poate parte și nu sunt, adică eu sunt un om super, super civilizat. Dar cred că aș reacționa foarte urât la, la un gest de ăsta necugetat sau la o chestie de asta de hărțuire, așa, nu știu, adică mă transform, vă roșu în fața ochilor, nu prea mai răspund pentru gesturile mele. Anda Adamă este o femeie puternică, însă nu toate sunt ca ea. Ce ar trebui să facă o femeie timidă, aceea care este pusă în situația de a fi abuzată? Cum ar trebui să reacționeze în fața atacatorului? Am înțeles. Ideea e că poți să previi cumva chestia asta, adică dacă ești predispusă să ajungi în situații de genul, cred că un spray paralizant ar fi foarte interesant de purtat în geantă, e foarte micuț și acolo. Adică poți să anticipezi cumva de la distanță un bărbat care se apropie de tine și vezi privirea și vezi că vrea să-ți facă ceva și devine un pic violent. Pentru că n-are cum să-și ascundă chestia asta atât de bine, doar dacă e un profesionist. Și până la urmă se apropie, ți intră în spațiu personal și în timpul ăla tu poți să faci o mișcare. Adică ar fi cea mai simplă metodă. E și societatea asta care nu te apără, că nu sunt legi care apără femeia, că se întâmplă foarte multe lucruri zi de zi. Am auzit foarte multe cazuri, da. Și multe femei de frică închid ochii și merg mai departe și vorbesc peste 15-20 de ani despre lucruri pe care l-au pățit în urmă și nu se duc în momentul acela... cu curaj la poliție să denunțe. Pentru că nici acolo se poate întâmpla sau nu ceva cu respectivul și apoi o pățește tot ea mai rău. Da, și de teama de a nu fi judecate și până la urmă mai există un element aici, competiția dintre femei. Dar ce o să zic alte femei dacă eu în momentul ăsta o să mă duc acolo, o să creadă cumva că atrag genul ăsta de bărbat? E că își fac tot felul de gânduri și tot felul de filme din asta, care le păstrează acolo în cutiuța lor și exact cum ai spus și tu, se gândesc după 10-15 ani să spună despre experiența aia. Da, problema e că dacă nu o spun atunci, se creează o traumă și trăiesc cu ea toată viața. Exact. Și cu o frică, nu pornești cu o frică de bărbat. Păi ți se întâmplă o dată, ți se poate întâmpla de două ori și apoi trăiești tot timpul cu o frică. Nu mai ai încredere în bărbați, nu o să te mai apropii de un bărbat, nu o să poți să mai comunici deschis cu oamenii, ceea ce devine o problemă. Nu poți să mai participi activ ca om la societate. Care ar fi pașii importanți pe care ar trebui să-i facă o femeie? Chit că s-a întâmplat sau chit că urma să se întâmple. Să denunțe, să vorbească, să ducă la psiholog, să nu lase lucrurile așa până la urmă. În primul rând să vorbească. Exact cum s-a spus mai devreme, să vorbească. E foarte important să spună ceea ce gândește, să spună prin ce a trecut, unul la mână, pentru că se eliberează. Femeile chiar au nevoie de asta, să vorbească cu alte femei sau cu alți oameni, să-și spună nevoile, să spună apăsările, suferințele. E foarte important, dar tocmai ca să pozeze în femei dure și luptătoare și că ele trec prin viață cu fruntea sus, aleg să nu spună, dar de fapt în ele se naște o traumă care le însoțește practic toată viața. Da. Ceea ce nu-i... ok pentru ele. Uite, Valentin, o situație foarte des întâlnită la noi în societate este în rândul tinerelor femei, în rândul adolescentelor, care nu sunt crezute de părinți. Uite, părinții nu le dau crezare. Le vin acasă, poate ar vrea să spună, dar din cauza relației mai grele, mai proaste pe care au cu părinții, nu au curajul să deschidă sufletul. Ce-i sfătuiești pe părinți în situația aceasta? În primul rând, să poată să asculte punctul de vedere al copilului. E foarte important să asculte punctul de vedere și fără să judece neapărat. Adică chiar să o ia logic, să vadă ce s-a întâmplat de fapt. Și apoi să verifice și celelalte detalii. Dacă te duci din start ca părinte, te duci la copilul tău, fiind în situația respectivă, poate chiar suferă, poate chiar i s-a întâmplat ceva nasol, și dacă tu chiar te duci pe acuzator direct și vrei să-i dai și cu ceva în cap, tocmai pentru că a trecut prin situația asta care ție nu-ți convine, pentru că tu ca părinte ești educat într-o anumită normă a societății și vrei să impui un anumit standard și copilul te face de râs, pentru că de aici pornesc toate, că copilul meu îmi face de râs, cum, dacă a trecut prin situația asta, nu trebuie să afle nimeni, și atunci mai bine îmi pedepsesc copilul și îl traumatizez decât să râdă lumea de mine. Adică, total greșit. Mai bine înțelegeți copilul, stai de vorbă cu el, pentru că pe el ăla e. Adică, ok, lumea, părerea ei, super tare, dar până la urmă e important copilul respectiv să fie, să fie fain, să fie bine.
Ca și concepția noastră a românilor este una preconcepută. Pui omul la zid în loc să-l ajuți, în loc să-i dai un sfat, în loc să... Exact. Și probabil că de aceea și persoana abuzată, femeia abuzată, este frică să vorbească de ceea ce i s-a întâmplat. Pentru că oamenii nu sunt obișnuiți și nu sunt învățați și nimeni nu învață să asculte. Sunt învățați, da, să asculte ordine, să asculte avertismente, să asculte fii atent acolo că nu e bine și... Să asculte chestii de genul ăsta, dar nu sunt învățat să asculte un om, o persoană, nu neapărat un mesaj. Că dacă spun nu trece strada pe roșu, că o să treacă o mașină peste tine și te face praf, da, nu trece, că e frică. Oamenii sunt învățați să asculte doar atunci când li se face frică și sunt învățați de mici, din școli, de la grădiniță și când cresc mai mari, tot timpul avertismente, tot timpul mesaje din astea care să-ți bage, să-ți inspire frica. Și atunci asculți doar de chestii din asta. Dacă când vrei să stai de vorbă cu un om, nu-l asculți, nu-ți e frică. Adică ești relaxat, n-ai, nu te interesează. Mai sunt cazuri în care bărbații sunt atât de nesimțiți încât, de exemplu, o prietenă, o iubită unei prietene foarte bune, da? Unei femei, se dă la ea sau îi face niște gesturi obscene fix de față cu prietena ei și e greu respectivei femei să, ce, să se ducă la ea să zică, auzi, m-a pipăit iubitul tău, bărbatul tău. Înțelegi că sunt niște lucruri, adică... Da, da, da. E foarte ideea greu. Că se instalează o încredere în relația respectivă și atunci ar părea cumva o minciună. Că vine și spune, da, dar știi că s-a dat la prietena mea și s-a dat la mine prietena, vine și spune. Da, ideea e că femeia respectivă pornește de la încredere. Într-adevăr, nu-i vine să creadă situația respectivă. Dar aici cumva este tot vina ei, pentru că nu a văzut cine e de fapt lângă ea. Că bărbații și atât și femeile trădează prin gesturi foarte mici, prin comportamente. Uite, dă-mi niște exemple, adică cum ar putea, nu știu, să dai seama ce gesturi ar putea să facă un bărbat ca să, nu știu, să face cu ochiul. Îl simți mai aproape de tine, adică ca să n-ajungă momentul în care să te pipă și să te bage. De obicei se vede chestia asta chiar de la prima întâlnire. Chiar de la prima întâlnire se poate vedea, în momentul în care ajunge discuția într-un moment de vulnerabilitate, în care bărbatul efectiv nu se duce.